Direcția de Sănătate Publică Maramureș informează că s-a încheiat distribuirea din depozitul instituției a tuturor dozelor de vaccin primite de la Ministerul Sănătății în vederea asigurării vaccinării gratuite a copiilor și gravidelor, conform Programului Național de Vaccinări. Cu această ocazie, conducerea DSP recomandă prezentarea cât mai urgentă la cabinetele de medicină de familie în vederea realizării profilaxiei specifice și a evitării apariției unor focare de boli transmisibile. De astăzi începe livrarea produselor alimentare către primăriile din județ în cadrul programului operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate. Potrivit informațiilor furnizate de Prefectura Maramureș, sunt identificate ca potențial beneficiari aproximativ 80.000 de persoane din județ. În cadrul programului, fiecare beneficiar va primi două cutii a câte 8 kg și 800 de grame în două etape. O cutie va conține 1 kg de făină de grâu, 2 kg de făină de mălai, o pungă de paste făinoase, 2 litri de ulei, un kilogram de zahăr, o conservă de carne de vită, o conservă de ficat de porc, un kilogram de orez, o conservă de paste de tomate și o pungă de fasole. Reprezentanții Federației Sindicatelor Pro Administrației României au fost invitați la Consiliul Național al Confederației Naționale Cartel Alfa, ce se desfășoară în perioada 21-23 iunie în București. Motivul participării la acest eveniment este aderarea Federației la Cartel Alfa, a informat Liviu Pop, prim vicepreședinte al Federației Sindicatelor Pro Administrației România și președinte al Sindicatelor din Administrație Maramureș. Liviu Pop spune că tot zilele următoare se vor decide măsurile de protest legate de nerezolvarea doleanțelor cu privire la salarizarea bugetarilor. Aceasta, deoarece adoptarea ordonanței de urgență a guvernului 20 pe 2016 nu a făcut decât să crească nemulțumirile angajaților din administrația publică locală. Aceștia se consideră profund discriminați fiind excluși din rândul celor care beneficiază de majorări salariale, deși fac parte din categoria cea mai slab plătită dintre bugetari, peste 70% având salariul la nivelul salariului minim garantat în plată.